surprize în continuare. Îndrăgita artistă Maria Dragomiroiu a avut parte de o surpriză uriașă pe scenă la Gala Seniori de Colecție. Un alt mare artist aflat în public, Gheorghe Turda, a urcat pe scenă alături de ea. Au depunat împreună amintiri din turnere și au învățat pe tineri să nu renunțe la familie în goana după carieră. În doliu după mătușa care a dus-o la București, Maria Dragomiroiu a vrut să pună capăt și controverselor iscate în jurul morții nașei sale, Ileana Sărăroiu, despre care oamenii au spus la vremea respectivă că s-ar fi întors din lumea cealaltă. Aseară ți-am luat basma, șai, da, 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 la, la, și acum te văd fără ea, șai, da, 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 la, la, cine ți-o mai luat basma, șala, da, la, 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 măcar de sărbători să fim împreună, să ne încărcăm, să ne ajungă un an. Iauzi! Mi-e dor de copii mei, Doamne de ei, mi-e dor să le aud ura și să-mi calce bătătura. Ia-mă, Doamne, oratui, că un dor mai mare nu-i pentru mine orice-ar fi, cum e dorul de copii. Ca să-ți faci o familie, e ușor, o faci la început, da. Dar ca să o ții pe drumul cel drept, că sunt urcușuri și coborâșuri, trebuie să știi să lași de la tine, da. Să știi cum să te strecori pe aceste meandre ale vieții, că nu este ușor. Nu la prima supărare să întorci spatele, nu se poate. Când ai responsabilități, ai copii, vin și îți dorești ceva, ai un țel în viață. Sigur, da. Trebuie să renunți la multe, dar este frumos. Am obosit acasă, mă vedea Dumnezeu regretata soție, care a fost mare artistă, balerină, prim balerină la Rapsodia Română. Ea s-a îmbolnăvit săraca în turneu cu mine, în turneu din Japonia, din 87. Eram în concurență directă cu Michael Jackson. Mă întreba, cât la sută aparții tu ca capul familiei, pentru familie, și cât la sută din activitatea ta aparții pentru alții? M-a blocat. Și zic, Betty, dragă, nici 30% pentru familie, iar restul pentru alții. M-am redresat, cu timpul mi-am dat seama că am făcut o mare greșeală, că n-am ținut mai mult la familie. Între meseria mea și familie, pe primul loc este familia. Că dacă n-ai cu cine să împarți bucuria care ți-o aduce meseria, nu ești împlinit, este degeaba. Deci acolo să fie bine, că dacă acolo este bine, este armonie, pace, liniște, iubire și meseria ți-o poți face cu bucurie. Nu-i așa? Și toate merg de la sine. Eu așa simt.